Le-ai stricat difuzoarele, dar ai făcut pagubă mare. Oameni buni, aici aveți votul în stânga. Întreabă cineva de deținuți și de o amnistie. Eu cred că trebuie pornit un moment zero și trebuie să spunem, băi, s-au comis greșeli până acum, hai să pornim de la zero. Ați mai România. Domn președinte, o întrebare. Am văzut și eu sondajele din presă care, din păcate, sunt făcute la comandă. Dar uitați sondajul Oamenilor Liberi aici. Uitați AUR. Pe TikTok, sigur, în rândul fanilor noștri. PSD-ul are toți primarii și tot sistemul mafiot la dispoziție. Va fi o luptă pe viață și pe moarte în turul 2, între mine și Ciolacu, să batem conducerea asta nenorocită pe care am avut-o timp de 34 de ani. Dar am încredere că TikTok România va da președintele anul ăsta, președintele țării. Și YouTube, am și prieteni pe YouTube, eu te susțin foarte mult. YouTuberii, da. Da, eu am prieteni YouTube și mă fac și YouTuber repede, imediat, în săptămâna asta. Așa, așa. Ne susținem. Avem și o vedetă printre noi, domnul Valentin, care el a fost foarte mult timp plecat din țară pentru de bine ce era și făcea clipuri. Salutare, salutare, vă salut pe toți. Salut, salut, Valentino. Salut, George, salut, Alin Sache, vă salut acolo, Bogă Pără, Victor. Salutare. Ce faceți? Uite, n-am avut ce face. Am intrat să-i ascult melodia lui Sache și m-au prins băieții ăștia pe live, pe TikTok. Sunt mor de obosit. Mâine la 8 dimineața la Clejani. E un târg acolo. A, ok. Facem ce putem. Am intrat puțin să vorbesc cu voi. Perfect. Deci atunci pe zonă, atunci când vii pe Timiș... Da, ți-am promis că facem un live. Tu ai zis că ești în Lugoj. Să vedem da, cum da, facem. Da, peste da, 20 ai zis că ești. Încerc să fiu și peste 20. Am vorbit cu... Domnule Simion, vii la... Dacă aveți un pe aici, cumva poate pe TikTok să-mi scrieți, cumva. Eu v-am dat valo. Așa, așa. Să-mi spui că eu mă îmbrac în aur și eu pe stres să mă rămân. Pe unde ești, Alin? Eu sunt în Timișoara acum, dar bine, pot să-mi... O să mă am devin. Înțeles. Păi înseamnă că mă văd și cu Valentin și cu Alin la Timișoara sau la Lugoj, da, când am Banat. Banatul e Fruncea. Cum? Păi cum? Acolo, bravo. E Fruncea TikTok-ului. Și TikTok și Fruncea pe bune, domnule președinte. Bucur. Așa, așa, uite, cum am vorbit și atunci când am vorbit, am avut o discuție cu staful de la AUR și da, am zis, bă, zic, poate în țara asta se poate schimba ceva, am zis, poate dacă e un președinte tânăr, poate să schimbe ceva, am zis, poate să schimbe ceva. Ascultă-mă o secundă, cel mai important lucru este că este un președinte familist care susține familia dintr-un bărbat și o femeie. E tânăr și vrea să arate că poate. Altfel credem. Păi nu, bine, ideea e că mulți dintre noi suntem tineri, probabil avem mentalitatea cât de cât aceeași. Și atunci mulți poate avem anumite lipsuri și, poate se poate face o legătură. În unire stă puterea. Exact. Nu susținem evreii, mă, numai o grămadă de falsuri. Mi-au scos și un tată fals care era, de fapt, irachian. AUR susține evrei, nu e adevărat. Noi susținem românii, nu evreii, nu americanii, nu rușii, că unii ne fac că suntem cu Putin. Nu suntem cu Putin, nu suntem cu Mossad-ul, cu CIA-ul, suntem cu românii noștri și trebuie să încetăm să avem conducători care țin cu alte popoare. Ucrainienii au mai multe drepturi în România decât au românii. Trebuie să punem românii pe primul loc. Corect. Da. Așa e. E tu de unde ești? Cine? Sache, de unde e?